Capitolul 7. Zidurile Babilonului. Bătrânul Banzar, vașnicul războinic de odinioară, stătea de pază la trecerea ce ducea spre terasa zidurilor vechi ale Babilonului. Pe terasă, războinicii duceau o luptă crâncenă ca să apere zidurile orașului. De ei depindea existența acestui oraș măreț și a miilor lui de locuitori. Dincolo de ziduri, se auzea vuietul armatelor dușmane, țipetele oamenilor, tropotul cailor și bubuitul asurzitor al berbecilor izbiți de porțile din bronz. Pe străzi, în spatele porților, vegheau lăncerii, a căror menire era să apere intrarea în oraș, dacă porțile aveau să cedeze. Erau puțini cei cărora li se încredințase această misiune, căci armatele Babilonului se aflau alături de regele lor în ținuturile îndepărtate ale estului, într-o expediție împotriva stăpânilor Elamului. Nimeni nu se gândise la un eventual atac în lipsa lor, astfel că puține forțe fuseseră lăsate acasă. Pe neașteptate însă, din nord, se năpustia asupra Babilonului puternica armată a asirienilor. Zidurile trebuiau acum să opună o rezistență acerbă, căci altfel Babilonul era sortit pieirii. Banzar era înconjurat de o mulțime de oameni cutremurați de spaimă, ce încercau cu toții să afle vești despre lupta ce se desfășura la doar câțiva pași de ei. Cu ochii cuprinși de groază, priveau șirurile nesfârșite de răniți sau morți ce erau transportați în oraș. Acesta era punctul crucial al atacului. După 3 zile de asediu, dușmanul își aruncase acum în luptă toate forțele cu intenția clară de a înfrânge rezistența orașului. Războinicii de pe terasele zidurilor se luptau cu drzenie împotriva inamicilor, care încercau prin orice mijloace să pătrundă în oraș. Astfel, apărătorii Babilonului distrugeau scările pe care atacatorii încercau să se suie pe ziduri și aruncau asupra dușmanilor valuri de săgeți și ulei încins, iar dacă aceștia reușeau totuși să le străpungă vigilența, îi frunteau cu săbii și sulițe. Pe de altă parte, războinicii noștri erau și ei la rândul lor copleșiți de cascadele de săgeți aruncate de inamic. Bătrânul Banzar putea cel mai ușor să le ofere oamenilor vești despre luptă, căci el se afla cel mai aproape de scena conflictului și auzea primul freamătul pe care îl creau dușmanii ori de câte ori erau respinși de războinicii Babilonului. Un negustor în vârstă se apropie de el și îi spuse cu mâinile tremurânde: „Spune-mi, te rog, ce se întâmplă?” Îl rugă el: „Dușmanii nu pot să pătrundă în oraș. Fiii mei sunt alături de regele nostru. Nu are cine să o protejeze pe bătrânica mea de furia lor. Vor jefui tot ce vor întâlni în cale. Vor lua tot, mâncare, tot. Nimic nu va mai rămâne în urma lor. Suntem bătrâni, prea bătrâni ca să ne mai putem apăra. Suntem prea bătrâni ca să mai fim luați ca sclavi. Vom fi lăsați să murim de foame. Vom muri cu toții. Spune-mi că nu pot intra în oraș.” „Liniștește-te, bunule negustor,” îi răspunse străjerul. „Zidurile Babilonului sunt puternice. Du-te la bazarul tău și spune-i soției tale că zidurile vă vor apăra, pe voi și toată averea voastră, așa cum vor avea grijă și de comorile regelui. Mergi lipit de ziduri pentru a nu fi lovit de săgețile inamice.” O femeie cu un copil în brațe luă locul bătrânului negustor atunci când acesta se retrase. „Străjerule, ce vești ne mai dai? Spune-mi adevărul ca să-mi pot liniști soțul ce zace la pat, doborât de rănile pe care le-a primit în luptă. El insistă să ne apere, pe mine și copiii noștri, cu lancea sa dacă dușmanii ne vor cotropi orașul.” „Cumplită va fi,” spune el, „răzbunarea acestora de va fi să ne înfrângă. Zidurile Babilonului vă vor apăra, pe tine și pe copiii tăi. Sunt niște ziduri înalte și solide.
Nu auzi țipetele victorioase ale războinicilor noștri curajoși, care toarnă cazane pline cu ulei încins asupra dușmanilor ce încearcă să urce pe ziduri cu ajutorul scărilor? Da, le aud, dar mai aud și zgomotul asurzitor pe care îl fac berbecii izbindu-se de porțile noastre. Întoarce-te la soțul tău. Spune-i că porțile sunt solide și nu cedează atât de ușor în fața berbecilor inamici. Mai spune-i că pe cei care reușesc să se urce pe terasele zidurilor îi așteaptă sulițele războinicilor noștri. Adăpostește-te pe lângă clădirile de acolo pentru a fi în siguranță. Banzar se dădu la o parte din calea întăririlor armate ce veneau în ajutor. Pe când treceau, cu pasul greu, acoperiți de scuturi din bronz, o fetiță îl trase de cingătoare. Spuneți-mi, vă rog, suntem în siguranță?" îl implorea. Auzi zgomote cumplite. Văd oameni răniți peste tot în jurul meu. Mi-este atât de frică. Ce se va alege de familia noastră, de mama și de frățiorii mei?" Bătrânul războinic clipi din ochi, încercând să vadă de unde veneau cuvintele acelea. Nu-ți fie teamă, micuțu," încercă el să o liniștească. Zidurile Babilonului vă vor apăra pe toți. Pe tine, pe mama și frățiorii tăi. Tocmai pentru a vă asigura această protecție, regina Semiramida le-a construit cu peste 100 de ani în urmă. Nimeni nu le-a putut învinge vreodată. Du-te acasă și spune-le mamei și frățiorilor tăi că zidurile Babilonului îi vor proteja și că nu au de ce să-și facă griji. Zi de zi, bătrânul Banzar stătea de veche la postul său de observație și vedea cum războinicii se luptau cu drzenie pe ziduri până când, morți sau răniți, trebuiau din nou să coboare. Era mereu înconjurat de mulțimi speriate de oameni care încercau să afle dacă zidurile aveau să reziste. Cu demnitatea unui soldat bătrân, el le dădea tuturor același răspuns. Zidurile Babilonului vă vor apăra pe toți. Timp de 3 săptămâni și 5 zile, atacul se desfășură cu o violență greu de imaginat. Chipul lui Banzar trăda o tristețe din ce în ce mai mare când vedea cum cărarea pe care o veghea era acum scăldată în sângele războinicilor care urcau fără să crâcnească pe ziduri pentru a le coborâ apoi acoperiți de răni sau poate chiar fără suflare în fiecare zi. Dușmanii uciși formau grămezi de trupuri ce zăceau fără viață în fața zidurilor pe care doriseră să le cucerească. Și în fiecare noapte compatrioții lor îi purtau pe umeri și îi îngropau. În cea de-a 5-a noapte din cea de-a 4-a săptămână de asediu, liniștea se așternu pentru prima dată. Primele raze ale dimineții dădură la iveală norii de praf pe care îi ridicau armatele dușmane aflate în retragere. Războinicii Babilonului lăsară să le scape un țipăt puternic. Toată lumea îi înțelesese mesajul. El a fost apoi preluat de trupele aflate în așteptare lângă ziduri și dus mai departe de toți locuitorii orașului. Urletele de bucurie puseră apoi stăpânire pe oraș cu violența unei furtuni. Locuitorii se năpustiră pe străzi, adunându-se într-o masă compactă de oameni ce împărtășeau, cu toții, aceeași bucurie și emoție. Spaima ce-i stăpâniseră săptămâni de-a rândul, dăduse naștere unei beatitudini fără margini. În turnul înalt al templului din Bel, dansau acum triumfătoare flăcările victoriei. Coloanele de fum albăstriu ce se ridicau spre ceruri aveau menirea să ducă mesajul victoriei peste mări și țări. Zidurile Babilonului reușiseră încă o dată să învingă un dușman puternic și crud, ce era hotărât să-i fure comorile neprețuite, să-i răpească locuitorii și să-i transforme în sclavi. Babilonul a dăinuit secole de-a rândul pentru că a fost bine apărat. Nici nu se putea să fie altfel. Zidurile Babilonului sunt o mărturie grăitoare a dorinței omului de a fi apărat. Această dorință este o moștenire pe care oamenii o transmit mereu generațiilor viitoare. Astăzi, ea este la fel de puternică precum era și ieri.
cu excepția faptului că noi am creat și creăm mereu noi modalități ca să realizăm același lucru. Astăzi, înconjurați de zidurile inexpugnabile ale conturilor bancare, asigurărilor și investițiilor profitabile, noi ne apărăm de tragediile ce își pot face apariția pe neașteptate în viața noastră. Nu ne putem permite să trăim fără o protecție